Percheziții de amploare într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede în județele Hunedoara, Timiș, Constanța, Brașov, Iași și în municipiul București. Polițiștii și procurorii din Timișoara au dus la audieri 11 persoane care ar fi înșelat 32 de oameni, pe care i-ar fi convins să vireze bani în schimbul promisiunii unor câștiguri substanțiale. Acestora li s-a promis un profit garantat de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro în 72 de ore vor primi dublu, promisiune care nu a mai fost respectată ulterior. Pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit. Perchizițiile fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș, care, în colaborare cu autoritățile din Republica Moldova, au desfășurat activități pentru identificare și depistare unor persoane care fac parte dintr-un grup infracțional specializat în comiterea infracțiunilor în mediul online, respectiv înșelăciuni ce au ca obiect tranzacționarea criptomonedelor. În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit că faptele ar fi fost comise în perioada 2020-2021 în dauna a 32 de persoane vătămate, prejudiciul total cauzat fiind în valoare de peste 1.600.000 de lei, se arată în comunicatul Poliției Române. În urma probatoriului administrat, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, urmând să fie prezentați magistraților din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara cu propunere de luare a unei măsuri preventive.